Centrul de sprijinire al afacerilor, modernizarea liniilor de tramvai și reabilitarea zonei de agrament Ciric sunt doar câteva dintre proiectele europene realizate cu bani nerambursabili. Dacă unele dintre acestea au fost finalizate la timp și au schimbat fața orașului, altele înregistrează mari întârzieri. Spre exemplu, reabilitarea căminului de bătrâni Sfânta Parascheva din Copou nu va primi finanțări decât până pe 31 decembrie, iar restul lucrărilor vor fi făcute pe cheltuiala primăriei. Este singurul proiect în care am beneficiat între ghilimele de un faliment și care ne arunca din nou în competiție cu altă procedură publică, etc. În rest, lucrurile au decurs oarecum într-o stare de normalitate după o pauză investițională de peste 30 de ani, care a fost în zona municipiului Iași. Conducerea Agenției de Dezvoltare Nord-Est susține că odată cu accesarea fondurilor pe noul exercițiu financiar, concurența între municipii va fi mai mare. Până acum, orașele declarate poli de creștere aveau prioritate. Primele proiecte ar putea fi accesate la începutul anului viitor. Tot atunci, atât beneficiarii cât și cei care verifică documentele nu vor mai folosi hârtie. Datele vor fi prelucrate printr-o aplicație computerizată. Beneficiarii așadar vor trebui să învețe și să-și introducă toate documentele, începând cu cererea de finanțare, direct în sistemul care se cheamă MySmith. Ministerul Fondurilor Europene gestionează acest program, vor exista sesiuni de instruire pe care le vom face împreună cu ei. Șefii agenției mai declară că și legea achizițiilor publice va fi modificată. Proiectul a fost publicat pe site-ul Guvernului pentru dezbatere și urmează să fie prezentat spre aprobare în Parlament.